Salutare! Noi suntem în Dodi și astăzi o să vorbim despre capitolul 4 din cartea lui Michael Humer, Autoritatea Democrației, cartea numindu-se Problema cu autoritatea politică. Și capitolul sine vine în continuarea celorlalte, în încercarea de a-i găsi o legitimitate pentru autoritatea politică, așa cum a conceput-o el în primul capitol. Deci dacă, cum spunea Gabi episodul trecut, dacă cu contractul social tradițional explicit nu s-a putut, cu ăla ipotetic nu s-a putut nici atât, hai poate merge cu democrația. Cu democrația. Și o primă critică pe care, e critică, dar e oarecum și exemplu cel mai des întâlnit. E ideea majoritarianismului, pentru că de fapt, sau a majoritarianismului naiv, îi spune el în carte, de fapt ce înseamnă asta, ne punem de acord și votăm. Uite, de exemplu, el pune exemplu aici în carte, la care o să revenim mai târziu, de exemplu, ne-am pus de acord și ei trei au votat să încep eu capitolul și eu am zis că nu sunt atent la ce se discută. Și că ce să vezi, s-a întâmplat. Exemplul pe care îl dă el în carte aici este un exemplu similar pe care îl numește nota de la local. Și zice așa, o teorie foarte la care se vede că el e profesor, da? Ești tu profesorul și cu câțiva colegi și cu câțiva studenți, mergeți la bar. Și la sfârșit se pune problema cine îți plătească. Sau cum vine problema notei de plată, da? Și unul dintre studenți zice, face o propunere. Te plătești tu. Pentru toată lumea. Ceilalți se prind de glumă, eventual dacă și ați discutat despre cât de etică este să rezolvi lucrurile în mod democratic, atunci gluma este și mai bună și mai bine primită. Și toți studenții și inclusiv toți ceilalți se pun de acord și zic da, suntem de acord să plătești tu toată nota. Și hai să votăm. Deci dacă zici că dacă s-au prins de gluma asta, înțelegem din asta că democrația este o glumă. Ai putea spune. În fine, și ce? Logica acolo care e? Că ajungi să te întrebi. E etic să hotărască ei pentru tine ce să faci, în cazul ăsta să plătești nota, și după aia e normal să te forțeze? Bine, intuiția îți spune că nu. Intuiția? Da, adică orice om care se bazează pe un minim de intuiție, da, e de acord că nu se poate să stabilim pur și simplu prin vot orice, sau orice stabilim prin vot generează obligații. Hai să verificăm și altfel. Intuiția, să zicem că sunt obiceiuri împământenite ale oamenilor. Și ei intuiesc că e ok să mai dai o smetie la un copil că a fost obraznic. Da, sau să sacrifici primul născut. Nu știu. Sau să dai sabia cea mare, să o lași cât de mult înapoi te întorci în timp. Da, putem să o verificăm, să încercăm să o verificăm logic. Nu că încercăm să ne bazăm și pe altceva. Să și criticăm pe Humer cu ocazia asta, dacă e cazul. Și cum iese logic? Care ar fi părțile judecății logice? Așa pare, păi e logic că nu. Dar care sunt bucățelele? Păi, ok, bucățica este că trebuie să fie că e ceva mai tare decât democrația. Adică măcar atât din discuția asta, dacă ție intuiția îți spune că nu e ok să-l oblige pe ăla să plătească, asta înseamnă că intuiția îți transmite că trebuie să fie ceva mai tare decât democrația, sau dacă vrei, care să preceadă democrația în ordinea legitimității. Asta ce ar fi? Proprietatea privată.
al omului, da, asupra lui și banilor lui. Poți să spui orice vrei, drepturi individuale, libertate. De dacă el era de acord cu regula, nu mai avea nicio problemă. Ideea e că el nu e de acord. Deci dacă ar fi de acord, e în cadrul respectării proprietății private. Pentru că el e de acord cu regula. Da, fraților, ce practic acolo e un consens. Da, dar el aici nu e. El pur și simplu se trezește. Puteai să ai și prin tragere la sorți. Deci nu neapărat democrație. Ce înseamnă democrație? Selecția unei propuneri prin regula majorității. Dacă el era de acord cu asta, da, n-avea nicio problemă. Și, pentru că el decide utilizarea. Și nu orice majoritate. Adică în exemplu ăsta, tocmai cred că și de asta l-a construit așa. E o majoritate covârșitoare, adică ai unul singur care se opune, nu? La fel cum ar fi, de exemplu, într-o alee întunecată cu 6 randrălăi. Sau cum am mai avut noi de-a lungul timpului. Întărătați. Exemplu cu, într-o comunitate, într-un bloc, e un moș nebun care el nu vrea ceva. Nu poți să treci peste. Și nu poți să treci peste, nu, peste omul ăsta nu poți să treci. Peste omul ăla din alee nu poți să treci și nici peste... Logica statului e interesul public. Trebuie să treacă un drum pe acolo, poți să treci. Da. Nu îi zice expropiere, nu îi zice furt, îi zice, nu știu, eminent domeniu, îi zice, găsește, e eufemist. De, în română îi zice expropriere. Da. La noi nu ne preocupăm cu eufemism. Ai apropriere și expropriere. Da. Da, nu, da, e totuși expropriere la prețul pieții, ceva de genul ăsta. Adică e un mini eufemism acolo. Da, și să uită în piață. Mm-hmm. După aia, ca să divagăm rău de tot, păi da, e liberă piața aia. Mă rog, lăsa. Deci asta e, se încalcă dreptul la libertate. Da, era. El nu e, el pur și simplu se trezește cu niște oameni care îi fură niște bani. Deci, dacă, am zis, dacă el era de acord cu regulă, n-avea nicio problemă. Și în filme se votează democratic. Democrația per se nu e o problemă. Ca regulă de decizie. Ca regulă de decizie, dar atâta vreme cât e subordonată da, unui acord da. Preliminar. Deci, în context. Dar noi aici, în context, am stabilit că nu avem acordul ăla preliminar. Adică nu avem contract social, dar nu putem să folosim asta pe post de și răspunsul... este nu. Vă mulțumim pentru atenție. S-a terminat. S-a terminat. Nu, ideea pe care umărul scoate în evidență aici este exact asta, că voința, așa numită voința majorității, nu e de ajuns pentru a genera legitimitatea guvernului. Și atunci cei care apără totuși guvernele democratice ca fiind singurele legitime din lume, nu pot să își tragă legitimitatea din democrație, prin urmare ei trebuie să identifice niște circumstanțe speciale în plus față de democrație, da? ca să obțină această legitimitate. Și pe parcursul capitolului, cum ar se preocupă de teoriile a doi filozofi. Primul dintre ei este Joshua Cohen și o să aveți în jos în descriere, o să punem informații și despre niște informații din Wikipedia. Știu că Wikipedia nu e fantastică, dar măcar e un punct de pornire, adică sunt listate acolo lucrările lor și dacă vreți să aflați ceva mai multe despre ei. Ziceam că primul dintre ei este Joshua Cohen, născut în 1951, și-a luat masteratul în filozofie de la Yale în 73, a fost coordonat la doctorat la Harvard de John Rawls, dacă ați văzut episodul trecut, dacă nu, puteți să mergeți să-l vedeți, și a predat la MIT până în 2007, după care s-a dus la Stanford University. A scris numeroase articole și cărți în domeniul filozofiei politice, inclusiv introducând conceptele de democrație deliberativă, de care o să ne preocupăm de fapt și cum ar se preocupă în continuare, și de
justiție globală. Presupun că e un fel de ecologie și justiție socială. Așa. La nivel global. Iar cel de-al doilea, ca să scăpăm de partea de prezentare, despre care vă vorbește Umăr, este Thomas Cristiano, un filozof american, care tot așa a primit un doctorat de la Universitatea din Illinois, de la Universitatea statului Illinois din Chicago, și a predat în Texas, în Chicago, și iar acum este la University of Arizona. De asemenea, Cristiano a obținut și un bacalaureat în filozofie de la Universitatea Catolică din Lyon, din Belgia. Bun. Țin cont că am... Teoretic, astea erau furii conservatoare. Îți dai seama că de-a căzut America, dacă era la Stanford și prin Texas, știi? Mm. Comuniștii comuniștilor. Începe cu demontarea teoriei democrației deliberative. Da. Primul rând, oricum spune că oricât de ideal ar fi acea, o formă de democrație, ea tot nu poate fi un motiv de legitimare a oricărei coerciții asupra lui care trebuia să plătească. Deci, putea să fie, cum spune și Cohen, deci trebuie să prezinte argumente ce e de la bar, de acolo, de la local, în favoarea deciziei de a lăsa pe singurul plătitor acolo să plătească. Și trebuie să nu țină cont de cutume, de alte norme, de alte influențe externe, ci doar de argumentele aduse în deliberare, în discuție. Așa. Să se ajungă la un consens și în cazul în care nu se ajunge la un consens să facă un fallback pe majoritate. Adică să se facă un vot și să se vadă dacă se ajunge la o majoritate. Și toată lumea să aibă dreptul de a-și exprima, e free to, e liberă să-și exprime punctul de vedere, să-și exprime argumentele. El mișcă un pic asta, deci are patru, tu le-ai spus pe toate patru, mai puțin ăsta ultimul, e, cred că e trei, fiecare participant are o voce egală. Asta e, cred ce vrei să spui, că fiecare trebuie să fie liber să-și exprime argumentele, trebuie să aibă o voce egală. Da. Da, nu e prima oară și nu e nici ultima oară când o să ne întâlnim cu mitul ăsta de egalitate. Deci, problema care e că poți să satisfaci toate aceste filtre, uite, e un viol, o persoană e violată de mai multe persoane. Filtrează toate, toate argumentează, votează și ea, votează și ea, dar neavând regula, deci dacă aveai regula unanimității, într-adevăr îți pică violul, pentru că ea votează anti. Dar e regula majorității și ea fi mai mult normal votat. Și din nou, la fel ca în cazul principal, da, îi aduc argumente și iarăși este o majoritate, nu e o majoritate simplă, ci o majoritate covârșitoare. Da, da, da. Eu vreau să lămuresc pentru mine o chestie. Deci eu cred că ideea, că nu mă pricep la toată istoria, da, eu cred că ideea de democrație a fost oamenii sunt egali, trebuie să poată alege pentru ei versus cum într-o în alte vremuri trecute alții luau hotărârile, vodă, regele, etc. Și atunci hai să aibă oamenii puterea să hotărască. În momentul acesta istoric nu cred că era încă vorba despre majorități. Deci și aducând vorba despre mecanismul ăsta cu majoritatea, el e un mecanism foarte bun atâta vreme cât oamenii deja sunt de acord că o să facă niște lucruri împreună. Așa. Da? Mi se pare că e o alunecare din asta. Cineva a făcut o păcăleală. Hai să luăm o hotărâre. Hai să fac un exemplu. Vrem toți să mergem în vacanță? Da. Și după aia votăm democratic dacă mergem la Eforie Sud sau la Eforie Nord. Ceilalți
n-au de pierdut. Au fost de acord. Da, mergem la mare în cazul ăsta. În momentul în care zici trebuie să luăm o hotărâre care n-a mai fost luată până acum, mi se pare foarte logic ca cei care sunt o parte dintr-o comunitate, cei care sunt de acord, ei sunt 100%, ei sunt în consens. Ei pot să facă în consens ce au ei de făcut. Ceilalți, nefăcând un rău cuiva, nu poți să-i obligi să facă, să nu facă, mă rog, să-i să se supună forțe, regulilor impuse. Să se supună regulilor unui consens dintr-o parte. Asta e diferența, ei cred că poți. Da. Deci Cohen ăla cred că poți. Da. Deci nu mă interesează că nu vrei să mergi la eforie. Uh-huh. Așa s-a votat. Ia-ți mașina și... Păi mie nu-mi place, nu știu, la mare. Vreau să stau. Îmi place la munte, nu vreau să merg nicăieri, îmi place să stau în casă. Da. Cum era aia cu varza în comunism? O să-ți placă. Da. Deci problema e a conflictului, știi? Vrea să te oblige. Da. Pentru că dacă ar fi cu treaba lor, da, n-ai nicio treabă. Nu. Da, ce am vrut să subliniez este că, cum zice și Homer la sfârșit, pare că democrația e un lucru foarte nobil. Cum să folosim ceva care ne dă drepturi, egalități, să luăm hotărâri. Foarte bine. Putem să luăm hotărâri despre lucruri pe care vrem să le facem. Când cineva nu vrea să facă o chestie, nu, îmi pare că nu e logic. Deci de asta zic, mi se pare că e o alunecare de sens între să hotărască și poporul, că aici deja e păcăleala asta cu toți suntem împreună, țara trebuie să hotărească, toată lumea să mergem la eforie. Da? Versus să hotărască ce să se facă. Da? În sensul că înainte toți erau obligați să facă ce voia vodă. Și ideea nouă cu puterea poporului, democrația, ar fi fost, păi lăsați-i și pe ei să aleagă. Și trebuia să oprească acolo, să-i lase să aleagă fiecare ce are de ales, nu să aleagă toți păiți. Poți avea o discuție comparativă dacă alegerea poporului te protejează mai mult decât deciziile lui Vodă. Mm-hmm. E o discuție. Uite, Humăr spre sfârșit e pro-democrație, spune care e bună, că e o chestie luminoasă. Dacă o să facem și Hoppe, Democracy the God That Failed, Hoppe e mai degrabă pro-monarhie. Argumentul ăla al preferinței de timp, monarhul fiind ale lui, resursele publice, nu se repede ca Dragnea, ca Bezmeticul să se extragă, nu te mai întâlnești cu oportunitatea asta. Da. Da. Bine, dar Hoppe se și dă de gol din titlu. Da. Da. Ok, dar dacă este să ne uităm așa un pic la contextul istoric, când a apărut chestia asta, da, democrație vine de la greci, demos, kratos, putere la popor, ideea să poate asimila cu faptul că odată ce, deci când ești la nivel de triburi și relativ migrator, nu neapărat staționar, ok, ai o structură de comandă, ce zice bulibașa, ce zice șeful mare, aia e, da, warlord-ul tribului, okay. Dar democrația apare în Grecia antică, cel puțin dacă e să credem istorici și da, să nu ne încredem în conspirațiile care zic că antichitatea n-a existat. Dar da, da, nu, votau, doar nu era democrație cu vot universal, era democrație pentru cetățeni. Cetățenii polisului. În prezent democrația a evoluat atât de mult cât acum votează și morții. Deci PSD-ul, democrația americană. Da, ideea e că în același timp, dincolo de Marea Egee, da? În Italia apare Republica Romană, da? Și acolo avem un concept oarecum similar, nu identic, dar oarecum similar. Îi spunea Respublica, vocea poporului. Deja e oarecum mai nuanțat, adică dacă într-o parte este puterea poporului, da? Dincolo e vocea, adică ok, vă ascultăm, dar deciziile le iau totuși niște oameni cu
cu scaunul la cap. Nu mai știu care dintre voi mă ajută cu povestea asta, felul în care s-a terminat cu democrația în Atena, sau felul în care democrația a dus la căderea Atenei. Nu mai știu cine i-a convins pe atenieni la un moment dat să declară război nimănui altcuiva decât Spartei. Și s-a terminat cu democrația în Atena. S-a spart. Da. Nu, a fost democrație și în timpul războiului peloponezi. Nu, după. Eu zic după ce l-au pierdut. Război. În timpul războiului, da, ok, după zic. După, adică războiul pe care l-au pierdut. Ideea care era în spatele poveștii astea era că democrația nu te asigură întotdeauna că iei o decizie cu cap. Da. Oricum, pe când res publica... Da, e cum erau veșul romane, cum erau, ce mecanism aveai? Tot la fel, era pe clase, aveai consulii, senatul, consulii era funcția cea mai înaltă și erau întotdeauna doi. Teoretic, unul tindea să fie militar, unul tindea să fie de pe partea civilă. Mai puțin în vreme de război, când amândoi tindeau să fie militari. Nu, dar îi alegea cineva? Da, îi alegea Parlamentul, Senatul. Îi alegea Senatul. În Senat se alegeau dintre patricieni. Deci erau, inițial au fost... Asta era întrebarea. Senatorii erau aleși prin vot, dar nu un vot strict democratic, de cele 10 triburi care alcătuiau Roma. Era o poveste foarte lungă, voturile se numărau într-un anumit fel, unele triburi aveau o pondere mai mare, altele o pondere mai mică. Era cu complicațiune, da. Nu erau colegii electorale, da. Aha. Sau da, puteai să le privești ca triburile fiind colegiile electorale. Da, votau poporul. Nu votau sclavi, evident, votau dar votau cetățenii, cetățenii romani liberi. Și nici femeile, că femeile erau jumate sclavi. Uite, nu știu. Eu așa. Presupun că ai dreptate. Mă rog, istoria e foarte lungă și s-a mai schimbat. Nu a fost calul toată la fel. Dar uite ce mi s-a părut interesant, că ai zis adineori, cum să iei decizii cu cap. Și aici, de multe ori, există confuzii. Despre lucrurile unui om, cine ia cele mai cu cap decizii? Proprietarul. Exact. Proprietarul. Dar despre relațiile între oameni, cum judeci că hotărârile sunt luate cu cap? Să le luăm pe cutume, pe majorități, sau să le bazăm pe principii și pe logică? Am încărcat întrebarea, evident. Nu. Deci chiar dacă iei o hotărâre cu cap, în momentul în care încalci de proprietate privată, s-a judecat de... Da, nu mai este... Nu mai are dreptul la fi impusă. Regula respectivă. Ori aici cu democrația asta se întâmplă. Aia ți impuneau o chestie la bară. Ți impuneau să plătești tu, deși tu nu agreai. Nu agreai regula, nu agreai nimic. Vreau să vă fac o mică anecdotă, că oamenii zic în zilele noastre că iubesc foarte mult democrația. În același timp, cine conduce isteric societatea noastră? E tot felul de minorități. Ecologiștii, transsexualii, mai ziceți voi niște minorități. Unguri! Așa. Nu, și ăștia care fac afaceri cu statul, deci dacă ei, păia care chiar fac bani cu statul, nu vorbim de funcționar femeie de serviciu. Nu, ăia care asfaltangii, bani ca lumea, pe asta minoritate. Da, exact. Pe asta minoritate. Și totuși, oamenii zic, trebuie să respectăm și minoritățile. Păi, hotărâți-vă, luăm hotărâri cu majoritate și atunci facem referendum pentru orice rățel. Dacă tot ne place democrația, ori vă minoritarii lăsați să facă scandal, păi vedeți că există și niște minoritari care vor să fie lăsați în pace. Păi da, dar nu fac destul scandal. Nu, aici ne legăm de
m-ar veni puterea egală de exprimare a propriei voci mm-hmm. în societate. Cum ar spune în capitol că regula asta ideală pe care a menționat-o Cowan nu există în practică. Da. Deci sunt unele personalități influencer, cum ar fi, care au o voce mai mare decât majoritatea. Există oameni politici care tot oricând un președinte de partid zice mâine la două vreau să țin o conferință de presă. Da? Dacă spui vreau și eu să țin o conferință de presă, nu vine nimeni. Sunt tot felul de oameni bogați care poate să-și cumpere sau pagini, reclame. Da. Bine, dacă e barna oricum. Și deci nu există egalitatea asta. Nu există această egalitate, iar minoritățile de care vorbeai tu, Adinauri, care influențează politica foarte mult, este din cauza că au această voce. Mm-hmm. Porta voce peste vocea celorlalți oameni. Iar porta vocea asta e dată tocmai de stat, care, cum s-a discutat în episodul trecut, le dă niște extra șanse ca să egalizeze balanța. S-a părut foarte rău. Da, bun. Șansele alea. Da, ai susținea majorității. Deci tu nu aveai transgenderin și nu știe dacă nu majoritatea nu era de acord. Auzi, da, chiar tu crezi că, tu crezi că chiar îi susțin, da, da, majoritatea, sau e, majoritatea e liniște, susține tacită? Îi susțin. Majoritatea poate că n-ar fi fost de acord dacă nu era mai înainte de asta însămânțată cu idei despre toleranță. Era și asta e vina lor. Da. Și însămânțată cu... Asta e explicația. De ce? Cu crede că e antinazism. Paznicii antitoleranței. Și noi credem că are mai multe în comun cu nazismul decât tinerii democrației americane, cred că. Da. Așa lupți împotriva nazismului. Ne place toleranța și cum ne asigurăm că se întâmplă această toleranță? Îi impunem cu cât mai multă forță. Ce urât cine e în aia în care ți închide... A fost la noi în cazul referendumului pentru familie. Avem și chestia asta, care e o altă caracteristică menționată. Argumentele pur și simplu pentru poziția ta trebuie să fie neinfluențate de alte norme, de tradiții, de chestii externe. Deci ar trebui să fie un vol de ignoranță. Deci, în deliberare acolo. În democrația deliberativă, da, trebuie doar, de exemplu, când a fost chestia cu familia pentru bărbați și femeie, ca să argumentezi de ce și să nu faci apel la da, zice că una, nu, popor, zice, la... Zice, similar, zice că considerarea propunerilor nu trebuie să fie constrânsă de autoritatea unor norme precedente sau da, alte prerechizite. Nu, eu înțeleg că poți, le poți lua și pe alea în calcul, nu? Doar că nu, ele pierd în raport cu deliberare. Nu, uite, nu, ideea e, da, exact, ele pierd în raport cu deliberare. De exemplu, avem astăzi în Constituție că nu avem voie să facem referendum pe considerente fiscale. Așa, da? Chiar avem. Într-o democrație ideal deliberativă, ar trebui să putem să facem. Da. Adică ne... Da. Da. În sensul ăsta. Deci dacă ai avea o propunere de tipul ăsta... Pe de altă parte, da, spune. Și pe care fac apel la Constituție, încalcă, zicem, caracterul ideal al nu, ideea, democrației deliberative sau... Ea n-are putere. Tu poți să apelezi. Tu poți să apelezi la nu reprezintă un argument. Adică ideea din spatele mambo jumbo-ului ăsta este că fiecare propunere să fie analizată pe merite. Okay. Nu să zici, domne, nu putem să ne uităm la asta, contravine nu știu cărei legi. Constituție. Păi nu, Constituție. Poate că legea aia e greșită și trebuie să o schimbăm. Uite, aveai Constituția americană care spune clar niște frâne. Nu poți să decizi tu pe proprietatea altuia. O îmi zice nu. Putem și asta să deliberăm și să... Okay. Deci, inclusiv cei cu modificarea Constituției. Nu trebuiau să facă apel la, dom'le, poporul român totdeauna familia era... Considerat ca familia este... Pot, dar ideea e că aia nu bate deliberare. Ba da, orice poate intra în sub asta. Okay. Adică, deci argumentul din partea tradiției, dacă tu vrei după aia să duci tradiția în...
în normalitate și să vezi mai departe dacă, să zicem că normalitatea e tributarea evoluției sau ceva de genul ăsta, ok, ăla e un argument, avem tradiții pentru că am evoluat în direcția asta și ăla reprezintă un argument. Dar nu reprezintă un argument de genul, ok, avem o tradiție și trebuie să ne supune. Că, de exemplu, a fost tradiție, dar să sacrifici primul născut. Am trecut peste. Deci care va să zic că atunci când cei de la referendum făceau apelul la tradiție ca argumentare pentru ceea ce vreau ei, nu aveau o putere de... de influențare a votului celorlalți când deliberau. Ba, aveau, dar ideea că aia nu e fixă, poate fi bătută. Da, adică și nu și zice pot... că nu sunteți fanatici și plecați. Pe teoria lui ar trebui să zică, lăsați să vină și aceste argumente, știi? Ideea e că ele nu, by default, nu bat. Dar uite, Humăr exact la asta spuneai, deci când sunt astea patru puncte, ok, am discutat despre ăla cu vocea egală, ai dat tu contraargumentul lui că cine vrea să cheme o conferință de presă. Și la ăsta, la ăsta e, oarecum se pupă cu al patrulea. Deci al patrulea spune că deliberarea tinde la consens. Interesant. Da? Și Cohen spune o chestie pe care... Humăr spune o chestie pe care am zis-o și noi episodul trecut când discutam de volul de ignoranță. Două persoane care pleacă de la o valoare fundamental opusă nu pot să ajungă la consens. Oricât te-ai apucat să deliberezi, nu ai pe unde. Iar bine, el Cohen mai și o mai și bagă pe aia cu deliberarea trebuie să se canalizeze în direcția binelui comun. Ok. Fiecare are o idee despre înainte, binele comun. Deci înainte... Deci ținta nu e aceeași. De unde știm care e? Exact, exact. Că deci, asta încercăm să facem. Exact. Deci înainte să hotărâm cu democratic și să obligăm pe alții, poate ar trebui să avem o discuție despre... Care este binele vostru? Nu, de fiecare care e binele vostru. Păi dacă vara trebuie... nu mai facem nimic. Nu. Deci el are ceva de genul următor. O chestie vagă, de genul vara în august toți românii trebuie să meargă în vacanță. Da. Știi? Se dă o lege, se oprește tot și după aia vin tichetele, tot de la guvern s-a decis și toată lumea aterizează la eforie nord, știi? Pe aia unul zice, bă, eu vreau la eforie sud, eu vreau la Costinești. Păi eu nu vreau la hotelul ăla, eu vreau dincolo, vorbea aia, nici te cer și cu soția până ajunge acolo, nu vreau cu trenul, vreau cu mașina, vreau cu avionul. Da, dar acordă și o șansă lui Eforie Nord versus celălalt. Deci asta e, bagă un ideal ăsta să fie bine, care e binele, știi? Da. Trebuie să intri în detalii până la urmă. Nu se rezolvă conflictul, regula majorității nu îți rezolvă niciun conflict. Plus că ținta de bază a cărții este autoritatea politică. Ok, poate democrația e un mecanism haios, ne face să discutăm, venim cu argumente, cum să luăm hotărâri. Totuși, ea în sine nu justifică autoritatea politică a unui guvern, a unui stat să îi impună. O să îi impun așa, domne, să fie bine. Și după atât. Că după aia fiecare cu binele lui. Am mai fost așa. Eu nu sunt de acord. Eu aș vrea am mai fost așa. Am mai fost impunerea de asta. Eu aș vrea să se impună să nu fie rău. E o distinție majoră. Deci, să nu fie rău. Acolo ai consens. Să deci numai acolo ai consens. Când să fie consens, bine, este să mă obligi să fac. Nu există consens. Dar și Cohen aici trebuia să spună... Dacă vrea să... Mie așa mi se pare. Nici acolo nu ai avea consens, să știi. Pentru că ar veni cineva și să spună, păi da, stai puțin, suntem în anul curent plus 7. Da? Mai e de ajuns doar să nu fie rău, adică suntem în anul curent plus 7, trebuie să fie bine. Și gata, s-a dus consensul și acolo. Da. Adică nu mai e de ajuns, apropo de astea, da? Nu mai e de ajuns că lași minoritățile, da, la facultate și nu le interzici. Nu, acum trebuie să fie reprezentare proporțională. Da? Nu e de ajuns să lași femeile să conducă, trebuie să fie și paritate la șoferii de Formula 1.
Ei n-au în vedere, majoritariști ăștia, n-au în vedere situații în care se selectează chestii potriva lor. Uite, poți avea o majoritate ostilă gaylor, ostilă minorităților etnice. Care îți bifează, știi? Da. Naziști, chiar naziști. Îți dau, da, le dau evreilor un vot. Uh-huh. La ideea e că sunt majoritari și îi mătrășești. Uh-huh. Exemplu clasic. Deliberează, adică discută cu argumente. Două luni discutăm argumente. Caută soluții. Uite, noi avem teoria asta rasială. Lăsăm în dezbatere publică. Exact, da, exact. Da. Dezbatere publică. Ce ziceți? Ăștia, roșcovani ăștia, sunt groaznici? Da, noi zicem că sunt groaznici. Roșcovani zic, noi credem că suntem ok, dar... Bine, măcar dacă ai avea timp de discuție, ar mai putea să mai, să mai fugă. Ar avea timp să plece, da? De chestia ar fi etic? Păi să te sustragi deciziei democratice a poporului? Trebuie să votezi, ce? Trebuie să votezi și asta e. Care putea să se care s-a votat și este deja, o să vedem mai târziu. Dom'le, cine te crezi tu? Da, da, asta e pe partea, asta e pe partea aia, se la, e la celălalt. Dar ei cine se cred? Filozof. Deocamdată Miezu, teorie. Da, știu. La sfârșit acolo ei încearcă să ajungă la consens. Mi se pare că ei au în vedere faza asta, toate argumentele vor fi rezonabile. Oamenii care deliberează vor fi rezonabili, chestia asta, știi? Da. Și deci, sigur se va ajunge la un consens. Exact. În cazuri tu, excepționale, de exemplu, tu crezi că la un vot. Tu crezi că un anumit lucru constituie crimă, eu nu. O să ne înțelegem? Uite. O să discutăm, deci, ca să porți o discuție detașată, rezonabilă, rațională, da, pe marginea dacă un lucru este crimă sau nu. Dacă tu ești ăla care crede că e crimă și reușești să fii și detașat și rezonabil și nu știu ce, e supraumai tot. Eu cred că ar trebui să existe un permis de rezonabilitate. Ca să știm, vorbim cu un om rezonabil sau păi și nu. Tot prin deliberare îți vine. Evident. Nu, dar ideea e că Hummer îți compară condițiile astea ideale cu lumea reală. Un fel în care există. Da, și hai să vedem, uite, zise valide de consens. Ce se întâmplă? Uite, alegerile din America. Ce se întâmplă? Există un consens între conservatori și democrați pe avort? Nu. Nu. Ce se întâmplă mai degrabă e că unii încearcă să convingă neapătăriți. Da. Să crească, da. Să maximizeze. Să-și crească numerele. Ceea ce mi se pare interesant că cele cinci feluri de organizare a societății conform lui Platon, pericolul care e întotdeauna la ușa democrației e demagogia și suntem deja în, vedem manifestarea acestui lucru. Păi, și următorul pas e tirania, da? În realitate, nu știu, dacă l-am făcut încă. Lumea... Observă, domnule, politicienii folosesc retorică sau apel la cele mai la numitorul comun sau la cele mai joase. Deci niște argumente comune. Foarte slabe. Ne-a învățat pe noi cineva. Nu, dar se apelează, ce vrea să spun acum, că se apelează foarte mult la retorică. Mm-hmm. Mor copii, mor nu știu ce. Ăștia strănepoții noștri vor muri prin schimbări climatice. Deci se pedalează foarte mult. Deci n-ar bifa. Ce mai era? Argumentele. Voce egală. Păi ce voce egală? Că unul Soros, eu am aceeași putere cu Soros de... avem aceeași voce? Nu. No. Și de altfel, dacă stai să folosești același argument cu voce egală, poți să-l dai și în partea altă. Da? Nepoții, strănepoții noștri, aia care o să fie rași, da, de schimbarea climatică, teoretic, păi n-au nicio voce acum. Da. Nu au absolut nicio voce acum. Să o măsurăm și pe aia, să fie niște voturi viitoare. Păi ăștia o iau în calcul. ei presupun că o iau în calcul, dar la fel cum s-a descoperit că iar accepta agențiile de lobby
pentru diferite minorități nu vorbesc în numele minorităților, adică mereu din partea minorităților apar dizidenți față de poziția oficială a agențiilor de lobby, trans, gay, whatever. Tot așa, teoretic, ar trebui să ne așteptăm că nici cei care vorbesc în numele nenăscuților n-o să fie în asentimentul lor cu totul. De exemplu, poate ea sunt libertarieni aia din viitor. Poate, cine știe. Deci îi jură pe, depinde cum îi cresc părinții lor. Că un aici apelează la chestia ipotetică. Dom'le, ei ar fi de acord cu măsurile noastre de oprirea schimbărilor climatice. Și atunci e rezonabil să credem lucrul ăsta. Și atunci, nu mi se pare că... Ai putea fi de acord cu orice. Pentru că ce? Am, da. Păi și cum mă demontează chestia asta? Zice, domne, dacă te trezești cu un boxer pe stradă și îți dă una în față. Și zice, pui, credeam că ai... Ai fi fost de acord. Aici nu spune că ei ar fi de acord. Deci nu, e, deci teza lui Cohen e una e și mai fantezistă de atât. Zice așa că rezultatele, da, care trebuie să fie impuse, sunt valide în mod democratic dacă ar putea să fie. Deci dacă e posibil, iarăși, uitați-vă la episodul trecut, da? Dacă ar putea să se ajungă la ele în urma unei dezbateri raționale și reprezentative da, între persoane cu drepturi egale, etc., etc., etc. Deci iarăși, e posibil, prin urmare, ăsta e. Nu degeaba m-am enervat pe tema asta. E un simptom cu care ne mai întâlnim de multe ori. E posibil, deci așa a fost întotdeauna. Orice e posibil, deci tot ce e necontradictor e logic posibil. Și nazismul, ai putea fi de acord. Poți convinge un om de libertarianism. Asta mi se pare că e problema lor, că dau niște criterii foarte generale și nu-ți restrâng. Tu ce vrei, frate? Păi vreau comunism cu față umană. Ok, cum ajunge la comunismul ăla cu față umană? Păi așa. Păi da, asta îmi selectează libertarianismul. Adică sunt prea vagi. Da. Uite, ziceai tu de exemplu cu boxerul. Da, eu l-am zis. Da. Vine un boxer pe stradă, îți dă un pumn, tu de-abia te trezești și îi cere explicații, dumne, de ce mi-ai dat un pumn și păi, credeam că ai fi de acord cu primirea unui pumn din partea mea. Că... Nu, ai fi putut fi. Ai fi putut fi. Mai și e posibil. Ai fi înseamnă că ești în mod actual. Okay. E posibil. Uite o critică la... Sau nu știu dacă am văzut doar eu asta. Cum ar zice, ok, astea sunt condițiile ideale. Să deliberez, să nu știu ce. Lumea reală nu bifează condițiile astea ideale. Păi atunci cum justifici, nu știu, Obamacare-ul sau socialisme care ție-ți plac? Că ele nu-ți bifează, nici deliberarea, nici egalitate, nici... Pentru că umăr zice, ok, Cohen specifică aceste lucruri, cum ai zis și tu, dar nu face legătura mai departe. Și se întâmplă asta în realitate? El a trebuit să respingă. Să zici, Cohen ești de acord cu Obamacare? Nu, pentru că nu bifează. Nu bifează toate astea. Pentru orice altă măsură făcută, e democrația liberală de din Europa cu gen. Eu, de ce să nu bifeze? Ai Eagle Voice în Obamacare? Poți spune că ai grupuri de interes. Păi da, poți spune, dar de ce? Votat, e posibil. S-a votat democratic? Nu s-a votat democratic. Nu e casa reprezentanților de un vot democratic acolo? Vrei să spui că Parlamentul SUA nu e... Deci casa democrației de pe lumea asta nu e democratică? Votul democratic adevărat ar fi referendum. Nu prin reprezentanți. Reprezentanții sunt o fel de democrație reprezentativă, se cheamă. Deci, dar nu bifează. Sunt, hai să ne mai gândim. De ce zici că bifează? Ia de ei, scrollează. Eu zic că bifează pentru că se potrivește. Argumente sau argumente. Deci, de exemplu, au milioane de americani nu au adus argumente pentru această lege. Poate nu s-au interesat. Adică așa a stat în procedură de au votat-o pe secret? Nu, a fost noaptea? N-au anunțit? Știu, trebuie să trecem legea ca să aflați ce e în ea. Asta e... face istorie. Înseamnă că nu-i bifează.
Parcă e n-au argumentat. E puțin, deci. Oricât aș vrea eu să o înfund pe Pelosi, citatul ăsta e puțin scos din context. În sensul că ea vorbea cu presa, presa îi punea întrebări de punct și virgulă, legea era încă în procesul deliberativ, se puneau amendamente. Până nu trece legea, nu e în forma finală. Nu putea să-ți spună exact ce va fi, okay, dar asta știi, la punct și virgulă. Asta adică... arată că oamenii nu au știut care erau... Unii dintre ei n-au știut, dar puteau să se intereseze. Adică dacă interesa cu adevărat. Nu neapărat oamenii. Cei din Camera de Reprezentanți sau Senat, unde a fost votată? Și acolo și acolo. Și acolo și acolo, ok. Deci, de groasă este încât... A, da, n-au citit. Asta e în favoarea lui Cohen, că s-a argumentat, totul s-a... Da, s-a adunat. S-a rulez tot. Deci dacă avea trei pagini, ziceai, da, frate, nu. Dar dacă e o cărămidă... Argumentele erau puține, restul era cum trebuie implementată, era complicată studiul de implementare. Și... A, deci tu, deci eu spun că dacă trecem, deci, degrabă, nu? Cohen spunea așa, domnule, a trecut printr-un proces democratic, e greșită, a trecut. E greșită obiecția lui Cumare. În ce sens? El spune, deci argumentul lui, nicio pentru că nu-ți bifează chestiile alea, înseamnă că nu există la ora actuală nicio democrație, da, care bifează lucrurile alea. Păi de aici, ne mai uităm. Singurul uite, lucru, voice. Eu am singurul lucru voice. La care, singurul lucru pe care nu-l bifează e ăsta cu equal voice. Păi uite, am găsit. Deci ăsta da, ăsta nu ți-l bifează nicio democrație. Pe de altă parte, nu poți să te aștepți. Dar e de ajung. Nu poți să te aștepți. Poți să te aștepți. Poți să te aștepți. Nu, nu. Trebuie să-i zici con, fratele meu. Deci eu ca libertarian zic sistemul actual nu e libertarianism, mi se pare ilegitim, știi? Așa trebuie să zici și tu. Riz la Obama, să zici, nu bifează chestiile alea, e ilegitim. Ori el nu zice asta. Da. El zice la mai mare, știi? Da, da. E cum îi face chestia asta. Pentru că el spune, deci tocmai asta legătura. Zic. Tu vrei să presupui că el e bine intenționat. Păi da? Pe când el nu e bine intenționat, tu spui fiecare participant are o voce egală. El zice, păi da, e egală. Fiecare a avut dreptul să voteze, să-și aleagă reprezentantul care să-l reprezinte mai departe. Pentru el e egal. Bun. El așa definește egal. Cine? Da, pentru nu. Da, pentru noi. Ce nu? Păi altfel ar trebui să spună că nu și zice că da. Ar trebui să spună că obamismul e o tâmpenie, da? Și n-a respectat. Pe când el zice da cu două... Aia cu reprezentantul merge. Aia cu reprezentantul merge. Dar aia care nu votează sau aia care... Păi și libertarienți au avut oportunitatea să voteze. Și li s-a dat nu, un vot fiecăruia. Prin urmare au avut o voce egală în procesul democratic. Din capitol este că e o chestie ideală la care toate democrațiile trebuie să tindă. Așa. Și niciuna nu ajunge la idealul pe care îl prezintă aici. Deci toate sunt sub. Și deci toate nu sunt ideale cum le prezintă. Bine, să repetăm. Ar fi o... ideală ar fi forma de democrație. Da. Ar fi o formă ideală de a lua alege. De a legitima autoritatea politică. Ar fi doar o democrație cu limitările ei, după gustul nostru, care ar fi în cupola aia ideală. Dar nici măcar acolo nu e. Cum ar zice că chiar dacă ar fi ideală, democrația nu are legitimitatea de acordare de... Mi se pare că este o obiecție interesantă asta, știi? Că teoretic un comunist ăsta trebuie să zică da, nu sunt de acord, hai să ajungem la idealul ăla și la cum sunt adevărat. Da, comuniștii de obicei sunt interesați de putere și nu sunt interesați de principii. Dacă tu ești antidemocrație sau ești antistat, să zicem, nu poți spune că am avut Igor voice. Pentru că voice-ul tău a fost că sunt antidemocrație. Zice că nu, că ți-am dat voice. Păi nu vreau asta. Deci, da. Eu nu vreau să-mi impui regula asta. Exact. Adică egalitatea adevărată ar fi să poți să te opui. Nu? Ce să te opui pentru tine. Nu să le strigi jucările. Unii vor democrație, sigur, faceți democrație, nicio problemă. Nu el zice, am decis prin regula majorității. Da, din nou, aici caz în aceeași problemă. Dacă tu... Nu contează ce zici. Că pentru tine, tu privești lucrurile din perspectiva în care există ceva mai presus decât democrația, ori pentru că nu există nimic mai presus decât democrația. Mare, okay. Faptul că el ți-a acordat ție dreptul să joci în democrație e de ajuns. E chiar de ajuns. Tu ești
Tu ești cel care este irresponsabil, da? Un anarhist. Nerezonabil. Un animal, măi. Un animal. Măi, nerezonabilule. Da. Păi, uite, vorbește aici, la un dubi. Deci, da. Are o voce. Are o voce. Da. Chiar, patru. uite, mai zisei chestia asta. Ce facem dacă... Se poate întoarce argumentul ăsta împotriva lor. Bine, nu pe termen scurt, dar mai încolo, știi? Mm-hmm. Deci dacă devin conservatorismul, libertarianismul, devin populare, nu o să-l mai vezi pe Pârvulescu la Digi că o să zică poporul a vorbit, știi? O să zică nu, sunt chestii care bat democrația, egalitatea de șanse, nu știu ce, diversitatea. Adevărat. Cam ce zicem noi. De altfel și zice chestiile astea atunci când nu-i convine. De asta spun că un comunist nu e interesat de principii, e interesat de putere. Democrația deliberativă. Irelevanța procesului de deliberare, aici Humor îl reaplică la exemplul ăla cu nota de plată, da. Și spune că uite că astea toate se... să presupunem că sunt urmați toți cei patru pași al Cohen. Dintr-o dată e justificat să îl forțăm pe ăla să plătească, la fel... Putem să mutăm discuția într-o alee întunecată. Da. Pe care trece la ideile lui Cristianu, care bă, cum vi s-au împărut. Care te poți simplifica? Aia cu interesele și care mai era? Aia cu tratatul ca inferior. Da. Asta mm-hmm. două sunt. Așa e încrucit. Rom nu poartă, cred că le putea prezenta mai clar. Democrația. Nu știu în ce măsură ideală. El reprezintă Cristian. Nu, sunt, sunt. Nu, deci sunt. Mie mi se pare că sunt, okay. Sunt două sofisme mari și late acolo. Ce? Și Humor le identifică aproape pe amândouă. Ce? Descrie le poți. Deci argumentul deci ăsta, Thomas Cristiano a spus că are un argument asupra democrației din, prin prisma egalității. Și argumentul zice așa, 1. Indivizii sunt obligați să-și trateze ceilalți membri ai societății ca egali și să nu-i trateze drept inferiori. Ca să tratezi pe alții ca egali și nu ca inferiori, trebuie să te supui legilor democratice. Prin urmare, 3. Indivizii sunt obligați să se supună legilor democratice. Se pare că e non sequitur. Da, e un sofism. E ceva care este prezentat în forma unui argument logic care nu există, care nu e logic. Nu funcționează ca un argument logic. Raționamentul e și el are raționamentul deci pentru prima are un subraționament, deci pentru prima premisă că indivizii sunt obligați să-i trateze pe ceilalți membri ai societății ca egal și nu inferiori, ea spune așa. 1. Justiția presupune să-i dai fiecăruia după merit și să tratezi cazurile care sunt la fel, la fel. Deci nu tratament diferențiat. 2. Toți membrii unei societăți au statut moral egal. Și 3. Prin urmare, justiția presupune să tratezi pe ceilalți membri ai societății ca egal. Și aici este al doilea sofism, pentru că dacă toți membrii societății au statut moral egal, justiția atunci, la 3, este să-i tratezi pe alți ceilalți membri ai societății ca moral egal, nu ca egal. Mhm. Da? Deci dispare o chestie de acolo care Eu zic că le vede care tu ai inițial, tu ai un scop limitat aici. Da? Că le vede moral că egal e una. Da, da, da? Egal. Dar sunt mulți. E dita mai spectru. Sunt mulți care susțin că justificarea juridică este una morală. Sunt mulți care fac trecerea asta. Ce susține? Nu logica și rațiunea, ci morala, care morala ar trebui să fie rațională, dar de multe ori pentru mulți înseamnă putume, credințe,
și intri în, doar muți, dai conserva mai jos pe drum. Păi las că vorbim noi mai încolo. Da? Păi și ce e moral? Păi moral este ce face o persoană. Păi și ce e o persoană? Păi o persoană e o entitate umană care are conștiință. Păi și ce e conștiință? Și uite așa, o muți. Chestie deținută de o persoană. Da, exact. Tot, da. Se poate și invers. Așa. Și la punctul 2, deci asta ar fi justificarea lui Cristiano pentru asta că indivizii sunt obligați să-l trateze alți membrii ai societății ca egale. Asta ar fi fost justificarea. Și pentru partea a doua, ca să tratezi pe alții ca egal și nu ca inferior, sunt două argumente pe care putem să le luăm aici. Și primul este următorul. 1. Să nu fii de acord, să nu te supui unei legi democratice înseamnă să îți pui judecata ta deasupra judecății tuturor celorlalți membri ai societății. 2. Să pui judecata ta deasupra tuturor celorlalți membri ai deasupra judecății tuturor membri ai judecății înseamnă să-i tratezi pe toți ceilalți membri ai societății ca inferiori. Deci, dacă nu te supui unei legi democratice, înseamnă că îi tratezi pe toți ceilalți membri ai societății ca inferiori, spărgând deci, legea. Deci, Cristianul ăsta, unde joacă? E posibil la, nu știu, la Borussia, unde vrea. Deci, din câte am înțeles, joacă la Universitatea Arizona. Așa, varianta a doua a acestui argument este așa. Să-i tratezi pe ceilalți drept egali presupune să susții avansarea în mod egal a intereselor tuturor. Da, exact. 2. Democrația este crucială avansării intereselor tuturor în mod egal. 3. Ca să susții democrația, trebuie să te supui legilor democratice. Logic. Prin urmare, să-i tratezi pe alții ca egal, presupune să te supui legilor democratice. Păi eu spuneam că sunt niște sofisme, nu glumeam. Exact, alunecarea e de la început. Zice să-i respecti pe ceilalți. Sigur că da. Deci trebuie pentru binele tuturor. Păi de unde? Nu se leagă, nu urmează. Știi tu mai bine ca mulțimea? Și spune așa, Cristiano își petrece cel mai mare, cel mai mare. Uite că ăsta și nu se oblig cu nimic, tocmai dacă se duc unii pe o stâncă, se duc ca boi, da, știi? Da. Și tu stai deoparte. Deci unde știi tu? Cum i-ai tratat? Ca superior? O ca inferior. Ca superior? Eu zic ca superior, deci eu îi las să facă ce vor, nu mă gândesc că știu eu mai bine, deci sunt superiori mie, ei știu mai bine. Să facă. Mergeți cu Dumnezeu. Nu. De exemplu, uite, argumentul ăsta îl întâlnești deseori în discuțiile politice, mai ales. Uh-huh. La masă. La masă, da. Astea parte deseori. În momentul în care spui o trăznaie libertariană de care n-a auzit nimeni, argumentul ăsta e folosit, pe care l-a folosit Cristiano, foarte des. Deci a ajuns cumva în loc comun. Da, al tuturor. Fărme, dar ce te crezi tu, mă, să zic? Deci e adevărul absolut? Da, chestia genul ăsta. Păi noi nu facem chestia de sute, mii de ani. Așa, și suntem așa de mulți în care susținem sistemul actual de democrație și te-ai trezit tu să... Bine, aici trebuie să te corectez un pic. Da. Cristiano cumva codifică în limbaj academic și folosindu-se de termenii lui un argument intuitiv care a existat de mii de ani și pentru care avem tradiții. Okay. Da? Deci tradițiile în sine tind să existe pentru că sunt urmate de o majoritate de oameni, majoritatea de oameni care sunt de succes, succesul privindu-l în a se reproduce și a-și perpetua familia, okay. Da?
Și așa că, prin urmare, atunci când... Ăsta e un argument strict conservator, da? Mm-hmm. Tu vii cu o altă idee, mm-hmm. ideea nu e acceptată de cutuma locală și răspunsul e, păi, dar cine te crezi tu să vii în contra adevărului stabilit? E că ne crezi pluște, așa că... Era un dialog în Moromeții și când zice ăla șeful de post sau ce era, deci pentru toți domn primar e domn primar, iar pentru tine e hoț. Auzi, da, aici poți să contrezi chestia asta cu ideea că ok, v-a slujit sistemul ăsta, nu ideea, extraordinar. S-ar putea ca fără sistemul ăsta sau cu un sistem deștept și luat voluntar, că nu impune nimic, s-ar putea să o duceți mai bine. Deci nu e o regulă că asta e tot cât se poate de bine. Păi de mii de ani facem așa. Păi da, putea să acum era bună. Faci o ierarhie, adică poziția ta e superioară, iar a lor este inferioară. Nu, eu... Păi când ai zis că mai bine? Păi nu, eu îi întrebam. Nu, ei fiind superior. Da, pe modul din... Oricum, răspunsul se vrea în afara constrângerilor ăstora. Nu, dar răspunsul e so what, știi cum zice Robert. Și da. Ce dacă îi tratezi că e? Da. Păi într-un final la asta ajunge și la asta. Și chiar dacă și ar fi superior, n-au voie să-ți impună. Hai să zicem că da. E chestia asta, inclusiv cum ar discută mai încolo. Da, probabilistic, poate colectivitatea o dă mai bine, știi? Da. Dacă spune unul că a întâmplat nu știu la romană și zic 10, ai mai mare încredere decât dacă a văzut unul, știi? Mm. Deci, rațional, probabilistic. Dar chiar dacă au dreptate, nu ai voie să-mi impui, știi? Da, și asta s-a discutat deja. S-ar putea să aibă dreptate doctorul, sau nu mai știu ce exemple erau. Ai voie să refuze? Da. De ce? Pentru că e voința ta. Bine-l tratez ca inferior. Răspunsul pe care ai putea să-l... Vali tot timpul l-a tratat pe arama ca inferior. Răspunsul pe care poți să-l dai, asta e amul 86. Răspunsul pe care poți să-l dai ca să rămâi în framework-ul ăla tradiționalist la ideea asta este da, dar avem și tradiția reînnoirii. Și e un motiv foarte important pentru care avem tradiția reînnoirii. Pentru cine nu vrea să pună mâna pe o carte de Peterson sau de Eliade, să sumarizăm aici pe scurt că există tot felul de mituri, da? Care pun accent pe tradiția asta, pe acceptarea, înglobarea noutății. Că ca un popor seminție, whatever, da, să supraviețuiască în timp, trebuie să faci o reformă din timp în timp, pentru că altfel în urmă regulile arhaice devin din protector tiran. Da. Pentru că lumea în sine, mediul tot, evoluează. Deci regula arhaică cu proprietatea privată ar trebui... Până și dacă e să-l luăm așa, până și creștinismul, da? Se vrea o reînnoire asupra vechii legi. Musulmanii la fel au credința că au făcut o reînnoire asupra. Da. Mitul lui Horus, povestea de la Stonehenge și mai sunt. Exact un punct zero în care... Nu, nu exista chestie. Nu avea o tradiție, a apărut. Da, da, și asta a apărut și a persistat, adică astăzi și asta e o tradiție. Cum ar, de exemplu, pentru a avansa interesele celorlalți, zice, dom'le, nu e neapărat nevoie de stat. Eu dacă am 50 de dolari, dacă îl dau la unei societăți caritabile, avansez interesele celorlalți mai mult decât dacă aș plăti taxele către stat, pentru ca statul din banii aia să avanseze interesele celorlalți. Uh-huh. Deci, pe când Cristianul zice, domnule, numai prin stat se poate realiza chestia asta. Un argument pe care îl aduce Cristianul este că
E previzibil și, cum să zic, repetabil și chestia de a plăti taxe este o chestie sigură, pe când faptul că tu dai bani unei societăți caritabile este un eveniment care poate fi mai poate fi repetat. Te dai o dată și poate după aia nu mai dai. Așa, și? Nu, ideea este că cum avansăm, că e un criteriu. Deci ar fi mai bun stat. Cum avansăm interesele celorlalți, știi? Tu, deci, ca e posibil să fie mai persoană privată sau fiind prost cu ajutorul statului? Că să fie mai durabil, că nu scăpăm de el, da. În sensul că o privat o face în 2 ani, statul o face în 100. Care va dreptate, Cristianu. Că... Și mai ales dacă te încrezi în teoria valorii muncă, nu? Cu cât durează mai mult, cu atât faci treaba mai bine. Da. Chiar dacă oamenii rămân nemulțumiți. Între timp ăia rămân nemulțumiți, mor, nu contează. E durabil, e mai durabil statul. Și e previzibil, deci... Statul e previzibil? Dacă ți-a taxe. A, da. Pe când tu poți să nu-i poți să dai, poți să nu dai. Poți să nu-i cheltuiască pe previzibil. Bine, dar și libertarienii sunt previzibili. Poți să se opună. Da. Corect, exact. Și libertarienii sunt previzibili, ei nu o să-ți ia taxe. Și e ok. Sau da, uite, treci la stat minimal și ăla, nu mai... Uite, vreau să revin la inferioritate, când zicea Humăr că... Zi. Păi, dom'le, cine pe cine tratează ca inferior? Mm-hmm. Dacă luăm exemplu cu barul. Mm-hmm. Ei pe mine sau ei pe ei? Cristianul zice tu pe ei, că nu ții cont, ei au votat și tu protestezi. Humăr zice, nu, mai degrabă ei mai tratează. Dar din nou, întorcându-ne la ce ai zis mai devreme și tu. Dar de unde e obligația asta? Egal. Păi, asta e... Păi, ți-am zis? Am înțeles că e pusă ca o condiție, dar de unde ce? Vine? Nu, vine din faptul că dacă nu-i tratezi pe toți ca egali, nu poți să ai justiție. Păi da, dar strigi libertarii. Dar nu, dar cumva, și aici, și aici asta e, exact, și aici e primul sofism. Ok, vorbim de justiție, dar nu avem numai justiție, da? Mai avem mâncare, băutură, femei, nu știu, mai sunt chestii pe lumea asta. Proprietăți private. Da. Deci dacă eu hotărăsc... Aoleu, Doamne, ce ai spus? Da. Când mănânci o înghețată, dai seama că o mănânci tu, nu împarți. Da, de fapt, libertate, acceptă tratamentul egal. De fapt, ăsta este absolut. Și motivul pentru care, cum mă de exemplu, ăsta cu societatea asta de caritate care să-i ajute pe săraci și cu justiția. Uh-huh. Pentru că el iarăși aduce totul la parabola aia de la primul. Deci avem, să presupunem că avem statul și societatea asta de caritate. Da? Uh-huh. Dacă eu am 50 de dolari de dat și mă hotărăsc să nu-i mai dau societăți, că am mai dat până acum o grămadă, nu mai dau și ultimii 50 de dolari, că nu știu, poate vreau să-mi iau o înghețată, că oricum până peste mult timp, când vă uitați la videoclipul ăsta, 50 de dolari o să fie o înghețată, dar că inflația. Bun, și zic că nu vreau să-i dau și pe ăștia, vreau să fac altceva cu ei, da? Dacă e vorba de o societate de caritate, mi-au să spună, da, ok. Uh-huh. Intuiția generală, da? Pe când dacă eu îmi calculez și fac o evaziune fiscală de 50 de dolari pentru același scop, că vreau să-mi iau o înghețată de ei, da? În loc să-i dau la stat ca să promoveze interesele săracilor, cum ai spus și tu, turbează lumea. Prin urmare, chiar dacă, și asta, de asta spune și el, că e o teorie cel puțin absurdă asupra justiției. Dacă eu aș vrea să-i dau unora care se ocupă oricum mai bine și fac mai bine, tu zici, hai, totuși banii tăi, faci ce vrei cu ei. Dar cumva dacă trebuie să-i dau la stat, nu mai sunt banii tăi. Nu mai ai voie. Deci cumva e permisibil spăia să-ți ia cu forța, pe când să-ți ia cei 50 de dolari și să-i dea cu forța la UNICEF sau știu eu ce altă organizație de caritate, doar pentru a
promova ideea și asta, nu ține. Și ai putea o decide democratic. Ai putea o decide democratic, dar părerea democratică, așa, prin sondaj, e că nu se face. Adică, astăzi, cel puțin, în paradigma curentă, nu se face așa ceva. Dar de ce cei care votează ca tu să plătești nota de plată consideră că tu ești cel care îi tratezi ca inferiori? Nu respect. Democrația înseamnă tratament egal. Tu dacă încalci democrația? Pentru că îți pui judecata. Tratament egal numai dacă democrație, ei? Dar nu democrație, prin urmare, nu tratament egal. Deci uite, de exemplu, hai să luăm așa. Suntem la masă, da? Și suntem noi patru la masă asta, da? Și nu știu, să zicem că avem o ipoteză, da? Eu și Costel zicem A, voi doi ziceți Nona, da? Noi suntem doi, voi sunteți doi. Nu pare să fie o inegalitate de forțe, da? Dar să zicem că Costel se sucește, zice și el Nona la voi, da? Dintr-o dată, eu dacă zic A, spun că gândul meu, valoarea mea, raționamentul pe care l-am făcut în capul meu, da? E mai valoros decât voi trei la un loc, care v-a spus de acord. De ce consideră Humer că pentru că trei... pentru el adevărul e un concurs de popularitate. În sens, dacă sunteți trei, aha, dacă exact. Oamenii sunt egali, da, aici numeri un creier, aici numeri trei creiere. Trei e mai mult ca unu, deci tu vrei ca unul ăsta să fie mai mult ca trei. Păcând noi, tot timpul vrem să subliniem că sunt două idei care se opun în planul logic. Ce puteți spune el că în momentul în care prin democrație se ajunge la o lege care spune toată lumea trebuie să facă A. Așa. Altfel ajunge și se plătească o amendă de 1000 de dolari. Așa. De ce chestia asta pe cei care nu o respectă, legea asta democratică, cei care au votat-o îi consideră respectivii? Așa. E pe același argument. Pentru că democrația trece cu argumentul majorității, prin urmare o să fie mai mulți, mai multe creiere de partea legii care s-a votat, deci, decât prima oară să te opui. Adică indiferent, chiar dacă, dacă te opui, pe toți. Prima oară ceilalți te-au considerat pe tine inferior. Tu dacă te opui și spui invers. Pe când ideea e asta, că în procesul de votare, na? În esență, dacă te opui, te crezi mai deștept. Nu la sfârșit dacă te opui impresia. Nu, în general. Poți să votezi. Eu vreau să zic că în general. Cine te crezi tu să te opui? Da, dar opui nu, prima oară, în momentul când a apărut legea, deci până să te opui tu nu știi care, cum votează ei. Aha. Ei votează și ce, oricum, cei care se vor opune acestei legi și nu vor să se supună ei, îi considerăm inferior, pentru că de-aia o facem legea și spunem acolo, la sfârșit, da, cine se va opune. E opțional, da, pentru că în dacă din cauza faptului că în lege se impun penalități, asta e ideea. Da. Atunci, deci, atunci când tu scrii legea, scrii și care sunt penalitățile. Deci ei își încalcă propria regulă. Deci nu te trează ca egal. A, cine? Cei care fac legea. Care susțin democrația. E contradicție performativă. Ba nu, te tratează în timp procesului, la sfârșit nu te tratează. Nu, da, dar legea în sine când iese, da? Zice așa. Iese cu penalități, da, direct. La principiu. Deci nu e ideea, nu s-a opus, nu a existat încă nimeni care s-a opus, da? Noi am votat. Dar ei presupun că există. Și presupunem că ăia care, deci că dacă toată lumea ar fi corectă și din punct de vedere al conștiinței, da? Deci nu ne gândim la lumea reală, da? Ci ne gândim, ok, suntem consecvenți cu ideile noastre. Noi toți credem în democrație, da? Îi tratăm pe toți egal, da? Intrăm în procesul ăsta de deliberare, dăm o lege. Da. Ce zicem noi în lege? Votăm legea. Nu contează. Dăm o lege că toată lumea, nu știu, să-și pună cravată. Da? Da. Bărbat, femeie, copil, nu contează. Da? Toată lumea își pune cravată. Bun. Dăm o lege. Toată lumea trebuie să-și pună cravată. Da. Dacă e să fim consecvenți, presupunem așa. Noi dăm o lege, o punem în dezbatere, se votează, da? După care toată lumea, pentru că participă la procesul democratic,
Da. Urmează să fie de acord cu rezultatele procesului democratic. Da. Da. De exemplu, într-o firmă. Da. Dacă avem o firmă și ne-am pus toți de acord, aici e vorba de acordul ăla dinainte, ne-am pus toți de acord, da? Înseamnă că ne-am pus toți de acord. Ce o iese din aga, asta se întâmplă. Așa, da? Nu ai. Și aici, pe lângă decizia aga, vine și decizia. Dacă cineva nu se supune, îi tăiem degetul mic de la mâna dreaptă. Înțelegi? E introdus în lege și faptul că tu îl introduci în lege de la început, fără să-i dai cuiva opțiunea, presupui că cineva va fi inferior. Da, dar asta ar fi neproblematică. Sau cum spuneam de la început, dacă tu ești de acord cu regula, na. Problema e că tu nu ești de acord. Păi ei presupun. Ești, dar problema... Ei presupun că nu vei fi de acord. Da. Deci înțelegi, ei trăiesc și în interiorul sistemului și în afara sistemului în același timp, cei care sunt majoritari. Adică ei pun regula asta, dumne, să trătă pe toată lumea egal, dar ei, prin facerea legii, nu-i tratează ca moral legal. Se pregătesc să nu-i, deja din concepția legală. Deja vor, punând $1,000 amendă pentru încălcarea legii, deja îi tratează pe cei care vor încălca legea ca fiind neegal cu ei. Adică pe cei care, deci cei care au pierdut procesul de votare, ei acceptă că trebuie să fie obligați. Introducând în lege chestia asta, majoritarii presupun n-au să fie de acord cu legea, chiar dacă teoretic ar trebui să fie de acord cu procesul. Eu vreau să merg un pic mai încolo, că o critică de a noastră, la fel cum vorbim de piața liberă, este că noi nu putem să știm și nici nu putem să deliberăm asupra unui bine comun, public, etc., social. Binele ăsta, ca o relație de cuplu, ar trebui să fie observat. Și cum îi tratezi pe oameni egal, fie ei egali între ei, lăsându-i să aleagă individual. Să delibereze fiecare ce e bine pentru el și după aia o să vedem binele comun care este. Noi nu putem să ne dăm noi cu părerea mai mulți, chiar dacă concedem că o majoritate uneori o nimerește. Totuși, îngheți posibilitățile într-un stadiu. Nu s-a vorbit deja de chestia asta. În loc să lași în marfine economie, piața liberă, la nivelul ăsta de autoritate juridică, ar trebui să lași o piață liberă a acțiunilor. Atunci îi tratezi egal. Ce face fiecare om? Păi în mod egal, ce vrea el? Fără să strice celorlalți. Ei, intrăm în juridic. Tot vrei să îi tratezi ca pe inferiori. Păi dacă eu zic că ei știu mai bine, fiecare pentru el... Nu sunt superiori? Nu, sunt egali. Da, da. Asta ar putea fi răspuns. Nu, frate, e egal. Cu adevărat. Tu nu mă tratezi egal, nu? Da. De ce nu mă tratezi egal? Exact. Că mi aplici amendă. Din start. Că presupui că m-aș putea... Aplicarea regulii. Păi nu, aplicarea regulii este asigurată de forța coercitivă din spatele amenzii. Dar asta poate fi consimțită, la asta ține. Da. Dacă tu ești de acord cu regula, da, frate, dacă pierd, sunt de acord să nu știu. Păi dacă pierd, sunt de acord să fac asta. Nu. Asta zic că e diferența dintre AGA, unde ți-ai dat acordul, da, și legislație, unde se pretinde că ți-ai dat acordul, dar ei din stat te obligă. Eu cred că Costel... Cu forța. Ce am înțeles eu ar fi că tu te supui, nu iei amendă, te supui, da, pentru că ai fost de acord cu regula, dar faptul că ți-e impusă o chestie pe care n-ai preferat-o, înseamnă că te tratează ca inferior. Vine ăștia, dar e un club de șah pe aici, vin la tine, Vali, uite, atât trebuie să dai în 3 luni, vin cu o factură. Și tu o plătești ca să n-ai discuții. Nu, nu o plătești. Nu, ce cu voi pe aici? Cam așa e și cu democrația. Da, știi? Da. Să zicem că ai votat. De fapt, asta zice și fuma, știi? Votează ăștia din bloc, știi? Ca tu să plătești factura pe 3 luni. Șah. Un club de șah.
Tu te miri, păi stai. Păi uite, s-a votat pe scară și... S-au strâns semnături, am deliberat. Argumente, tot. Trebuie nu fac s-a tot. Discutat emoțional. Am avut și un aparat de detectat emoții și stătea și pe nou. Deci erau numai raționamente. Când te opui unei hotărâri comune a majorității locatarilor, sau în fine proprietarilor, ei poate să-ți răspundă. Păi, ce reguli vrei să-ți bifăm, al lui Cohen sau al lui Cristiano? Uite, mă gândesc că poate nu a fost fair într-o totul. Humor, poate trebuia să voteze și el sau să, nu știu, să... Nu? Adică... Uite, dacă Vali vota în exemplu ăsta... În ce exemplu? Ca un exemplu cu barul, știi? Mm-hmm. N-ar zice că om, nu, că am zis voce egală, dar ăla nu votează. I-ați impus voi o regulă. Dar poate să voteze și... Tot. La același lucru, adică el poate să voteze. Dar ideea e că el nu e de acord, nu e de acord cu... Votesc. Nu e de acord nici cu regula. Lasă plan. Bine. Nu e de acord cu regula. Da. Nu e și de prin acord, urmare nici cu plan. Nu e de acord cu regula pentru că regula creează un rezultat injust. De-aia nu e de acord cu regula. Plus că mi se pare mereu că se pleacă de la premize retorice care par haioase. Păi nu vreți să fie bine? Ba da, deci conducătorul trebuie să plece. Mi se pare că n-au legătură cu unele cu altele. Sunt e bine exact? De conducător. Bineînțeles. Nu, era gluma în care o persoană manifesta împotriva lui Iohannis și a zis trebuie să fim uniți, deci Iohannis trebuie să plece. Nu are nicio legătură. Păi, de fapt, asta e, că nu înțeleg de unde vine tot atașamentul ăsta. Și iarăși, deci sunt niște chestii care parcă n-au nicio legătură cu economia. Deci, cum vine ideea asta? Să-i tratezi pe alții ca egali înseamnă obligația să te supui lor. Să susții avansul egal al intereselor tuturor. Păi unul la mână. Valori subiective mai sunt? Nu mai sunt? Ok, hai să presupunem cumva le cunoaștem, sunt declarate, da? Interesul tuturor. Ce faci când ai interese contradictorii? Mai e niște cola atâtica, da, în sticlă, mie mi-e sete, lui Alex e sete, da? Ce facem? Păi nu, că o împărțim pe jumate. Ok, perfect, o împărțim pe jumate. Bun, dar mai sunt și alții însetați pe lumea asta, da? Până când putem să adăugăm oameni la problemă, până când rămâne un degetar, da? Păi cu degetarul ăla mai faci ceva? Adică mai ostoiești setea cuiva cu un degetar? Uite, de asta ziceam că să pleacă de la niște... Adică resursele sunt limitate sau nu sunt limitate? Ultima oară când m-am uitat pe geam afară, sunt limitate, da? Când am deschis televizorul, mi-au țipat unii că aerul să termină, da? Că-s limitate resursele, da? De-aia mi se pare că să pleacă mereu de la premize descrise greșit. Deci când zici... Binele tuturor. Ok. Deci avem o comunitate, nu tot globul, ci o comunitate, că de obicei așa se zice. Și aceștia toți au un bine pe care putem să-l găsim, care e al tuturor. Hai să-l găsim. Dacă îi întrebi, faci focus, grupuri, chestii, dacă îl găsești, o să vezi că singurul lucru, o să fie foarte puține și mici lucruri care sunt comune tuturor. Ok, hai să le facem pale. Hai să le găsim și le facem pale. Vor toți autostrăzi? Nu. Vor toți spitale? Nu. Vor toți educare? Nu. Dar ce vor toți? Vor să nu mai fie ceva. Nu știu. Da, bine, da. Aoleo. Cine a mai spus eu? Dacă am vor statul să vă Dacă socialiștii și filozofii ăștia atât de preocupați de binele tuturor și ar căuta într-adevăr onest să-l găsească prin intersecție, așa cum ai spus tu, atunci singurul lucru care poate să bifeze absolut toate criteriile este principiul non-agresiunii. Care poate, atenție, poate, nu spun
Nu spun cu certitudine că le bifează, dar zic doar așa, cum le place lor să argumenteze. E posibil. Da, fare cel prin urmare ăsta e, știm sigur, dar... Noi eram, noi fiind onesti, da, zicem, e posibil. E și probabil, acolo. E posibil. Împotriva la ce am zis adineori. Deci eu am zis să facem sondaje, tot felul de nu știu ce. Dar e un mecanism sănătos ăsta de aflat? Chestia? Nu. Pentru că mai sănătos este să vezi în ce direcție acționează oamenii. Păi și nu, cum faci? Păi îi lași să acționeze și observi care au fost interesele lor comune ale tuturor. În ce direcție au acționat? Păi cum să acționeze? Păi să acționeze cu banii și cu, mișcările și alegerile lor. Deci, cum am adus, am ajuns iar la castravetele, care e un aliment dicotile donat 1% apă, ca să-i respecti pe oameni, ar trebui să îi lași în pace, să nu le impui orice sau ceva. Deci democrația nu, să ne lăsăm. Frica lor e că rămân nefiind familiarizați cu argumentele astea economice, școala austriacă, ale liberalilor în general, frica lor e că rămân săraci pe drumuri. Aia tot insist obsesiv. Deci ei discută, filozofii ăștia de la Oxford și din toată lumea, discută despre distribuția ale resurselor fără să știe economie. Eu nu cred. Rolls și Aina. Sau sunt ticăloși. Poate să fie. Deci legea lui Hanlon spune așa, că niciodată să nu explici prin ticăloșie atunci când poți să explici prin incompetență sau prostie. Păi și tocmai ne-am lămurit că ăștia nu-s proști. Eu aș zice că nu. Câteodată trebuie să explici prin ticăloșie ceea ce poate fi explicat ori prin prostie, ori prin... incompetență. Câteodată. În anumite cazuri. Și mai mult. Adică eu nu cred că ei, când stau la universități de stat, pe granturi de stat, pe bani purcoi... Păi nu e câteodată, da? Nu e câteodată că nu sunt toți filozofi intelectuali preocupați de... Decât cu numele. Care mor de grija săracilor. Ei sunt doar unii. A select few. Da? Dar asta spun, că atunci când tu stai pe bani purcoi la universități și tot ții predici despre justiție socială și distribuționism și așa, o interpretare caritabilă e asta pe care le-o dai tu. Dom'le, n-au habar de economie, săracii de ei, știi? Da, cu ce diferă asta de povestea aia, că vine Rothbard, se duce, explică lui Nixon cum e cu economie austriacă și așa, da, gata, ai dreptate, m-am înșelat, băgăm standardul de aur înapoi. Păi pot fi și adică ambele. Ei pot au acces. Pot fi și ambele și se face ierarhie, să zici că asta monetară e mai puternică. Eu tind să cred că... banii de la stat... Eu tind să cred că asta sunt în marea majoritate a cazurilor. Sunt un argument greu, știi? Adică, cumva atunci când vezi că pe spatele fiecarei mișcări populare de întrajutorare a săracilor s-a cățărat cât un marxist care și-a luat vilă de milioane, de dolari... Krugman, nu știi, când lua 25.000 de dolari pe nu știu ce, nu știu pe ce... Pe un modem, da, pe internet. Și pe inegalități. Era o chestie în nunta lui Figaro, zicea Bartolo, parcă are contele astea niște argumente și de s-o pungă, știi? E, da, poate e plauzibil ipoteza asta lui Vali, care apelează la stimul, știi? Adică explicațiile economice fac chestia asta. Adică eu cred că ei și înțeleg motivația economică, nu numai că funcționează asupra lor, dar o și înțeleg. Adică nu sunt ca niște savanți naivi din ăștia care pur și simplu s-au... Tu crezi că poate să-ți reproducă Rawls teoria crizelor? O trebuie că nu cred. Eu cred că e capabil. Este, dar nu știe, nu zic că n-are IQ, că au, deci nu e. Nu. Întrebarea finală. Ziua. Asta? Am terminat de... Da. Ne-am lămurit. Ne-am lămurit și cu democrația. Deci democrația tot nu este... Întrebarea de... Deci am avut revoluție. Deci am avut revoluție și noi mărim, știi? Comentăm.
Păi de ce? Că aveam... Adică tratăm ca pe inferioritate. Aveam... Nu, dar stai puțin, că aveam democrație și înainte. Adică toată lumea... Toată lumea vota. Era nepopulară. Nu, cum să nu? Toată lumea vota. Unde? În comunism, toată lumea ta. Nu era alt candidat. Era un singur, era pe sistem chinezesc. Nu, era un singur candidat. Erau la mișto? Nu. Normal că erau la mișto. Păi da, erau 99% sau chinezesc. Da, dar după aia securitatea trebuia să-i caute pe ea, care au votat la mișto. Și nu a părut inteligența artificială. Da. Da. Ok. Întrebarea de astăzi, dar înainte de întrebare, pentru că sunt uituc și n-am zis la început, dați un like la video, ajută, poate, sperăm. Așa, tot jos aveți buton de subscribe, clopoțel ca să fiți notificați și jos în comentarii după ce se termină emisiunea, da? Cortel a propus o întrebare, nu mă asum, observi că nu mă asum, a propus întrebarea de astăzi. Să ne spuneți dacă a funcționat democrația și în ce măsură a fost o democrație deliberativă și s-au respectat principiile de care am vorbit astăzi în cazul Barabas versus Isus. Acestea fiind spuse, pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. Vă mulțumim pentru atenție, noi am fost în Dodi, vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Jesus, Barabas, Jesus. Bă, dar cum e un număr?